Salut, dragilor, și bine v-am găsit! Probabil că o să vă întrebați astăzi ce bem. Băi bine, astăzi nu bem nimic. De ce nu bem nimic? Păi, e simplu. Astăzi vreau să vă învăț o mișcare de fler. O mișcare simplă care mi-a mâncat zilele. O mișcare care mi-a creat dureri atât psihice cât și fizice. Ei bine, mișcarea de astăzi se numește Shadow Bass. Pentru această mișcare avem nevoie de un tin, o cască și multă, multă răbdare. Probabil vă întrebați, bun, dar ce facem cu casca? Am înțeles tinul, am înțeles răbdarea, că flerul e greu și trebuie să ai răbdare, să-ți iasă mișcarea. Ce facem cu casca? Acum vreo 3 sau 4 ani, nu știu exact, la primul meu curs de fler, Adrian Cărădeanu, cel din imagine de aici, ne explica cum să facem shadow press-ul, cum să facem această mișcare. În timp ce ne explica toți pașii și mișcări, a zis că cel mai bine această mișcare o facem cu protecție. Care este acea protecție? O cască. E posibil să nu mă mai auziți. Nici așa nu cred că mă auziți. De fapt, casca asta e chiar tare. Am și ochelari. Bun. Da, hai să lăsăm casca deoparte că e mai bine fără ea. Nu data, dar nu mă auziți ce o să vă explic. Și plus că nu mai am nevoie de ea, că deja mișcarea mi-a ies. Adică din 10, 5... nu mi le dau un cap. Dar dacă tot a venit vorba de primul meu curs, hai să vă arăt un clip cu mine de la primul seminar alături de cei la Excuse It. M-a demorat. Băi, băiatule! Sigur, v-ați dat seama, eu sunt ăla din spatele lui Ivanov. Ei bine, și acum, dacă tot am început acest video cu un super clip, cu o super mișcare făcută de Ionuț Ivanov, haideți să vă învăț cum să faceți shadow pass. După cum am spus, aveți nevoie de un tin, casca o dăm la o parte și multă răbdare. De ce zic multă răbdare? Pentru că este o mișcare, deși pare simplă, este destul de greuță. În prima fază trebuie să vă obișnuiți foarte, foarte bine cu traiectoria tinului. Iar ca să faceți acest lucru, prima oară vă recomand să faceți mișcarea în față. Folosim mâna de bază, aruncăm tinul prin față, creând astfel o linie ca mâna stângă sau dreapta, depinde cu ce mână aruncați, să o obișnuim cu traiectoria tinului fără să ne uităm la mână. Ușor, ușor o să ajungă ca mersul cu bicicleta, adică știți ce trebuie să faceți fără să vă uitați la pedale. Efectiv, mâna este aici, tu știi că ea este aici și ea știe automat ce trebuie să facă. După cum v-am spus, prima oară încercați să faceți mișcarea în față. Să creați o linie în fața ochilor voștri, să vă obișnuiți cu mișcarea, încercând să nu vă uitați la mâna stângă. Efectiv, mâna stângă să fie controlată involuntar. Vă arăt și din profil. N-am stat niciodată din profil la poz, dar o să fac acum cu voi. Mișcarea este foarte simplă. Vorbim de cea din fața ochilor. După ce v-ați obișnuit cu mișcarea în sine, cu aruncarea și cu priza tinului, încercați să-i dați mai multe rotații. De exemplu, încercați cu o rotație, cu două, cu două e suficient. Bun, când ați început să aveți bătături în palmă stângă de la prins tinul, n-am COVID, trecem la următoarea parte, și anume, când aruncăm tinul prin spatele capului. De asta e ok să avem o cască la noi. Ca și o protecție. Bun, să putem arunca tinul prin spatele capului, o să executăm fix aceeași mișcare ca prima, cea pe care o facem prin față, doar că de această dată o să tragem puțin capul înspre în față și o să aruncăm tinul pe după cap. Deci, lăsăm capul puțin în față, fixăm mâna stângă și tinul ajunge mâna stângă. Bineînțeles, asta după ce am obișnuit cu mișcarea propriu-zisă, am zis să efectiv urmăriți mișcarea tinului în așa fel încât mâna stângă să știe singurul ce are de făcut, fără ca voi să vă uitați după ea. Bun, facem mișcarea fără nicio rotație după cap. Până când aceasta ne intră în reflex. Până când este atât de comodă încât
putem avea curajul să-i dăm o rotație. Vă arăt din nou din profil. După ce ne-am obișnuit și cu o rotație, bineînțeles că putem trece la finalizarea mișcării, și anume cu două rotații. Shadow press-ul cu două rotații. Din nou, revenim la mișcarea în față, cu mai multe rotații. Aceeași mișcare o să facem și prin spate, cu mai multe rotații. Cum v-am spus, mișcarea nu este foarte complicată. Singura ei chichiță, să zic așa, e cum ferești capul. E bine, după ce ne-am obișnuit cu mișcarea propriu-zisă. Și acum trecem la următoarea parte a acestei mișcări. După ce ne-am obișnuit cu tinul, o să trecem și la sticlă. Cu sticla o să procedăm fix la fel. O să fie fix aceeași mișcare, fix aceeași traiectorii, doar că avem un obiect mult mai mare. De asta trebuie să avem foarte mare grijă să nu ne lovim cu tinul, dacă era să ne lovim, scăpam cum scăpam, dar cu sticla, dacă am dat-o în cap, nu cred că e foarte bine. Din nou, luăm sticla și încercăm aceeași mișcare prin față, să ne putem obișnui cu greutatea ei, cu traiectoria, după care trecem prin spate, după care încercăm cu o rotație, după care cu două rotații. Ei bine, dragilor, sper că v-a fost de folos acest mic tutorial, să zic așa. Sunt foarte curios să văd clipuri de ale voastre cu mișcarea propriu-zisă. Aici nu mă refer la cei care deja o fac, ci la cei care sunt începători și au ajutat acest clip. Dacă v-a bucurat clipul meu, nu uitați să dați un like, un share, un subscribe, un buton, o chestie, orice acolo, comentariu, inimioară, deget sus, deget jos, ce vreți voi, dați-mi ceva. Până data viitoare, v-am lăsat. Pa!